Participanții la întâlnirea tinerilor ortodoxi din toată lumea au vizitat astăzi 5 dintre cele mai importante muzee ale Bucureștiului. Turul a început cu Muzeul Național de Istoria României, unde printre participanții din toată țara au venit cu un deosebit interes numeroși tineri de peste hotare. Este foarte interesant, deoarece foarte multă istoria României este cuprinsă într-un singur loc. Azi, pentru biserică și ortodoxie, este un lucru măreț pentru că tinerii din diferite țări au ocazia să se întâlnească. Am observat că acest muzeu este mare și frumos, poți să vezi lucruri extraordinare aici și am decis să vin pentru că am vrut să știu mai multe despre istoria României. Sunt încântată pentru că am întâlnit tineri de diferite naționalități, iar atmosfera este fantastică. Ați mai văzut până acum Columna lui Traian? Nu am văzut-o, însă de la istorie știu foarte multe despre ea, iar acum am avut oportunitatea să o văd, chiar dacă nu în formula reală, să o văd mai exemplificată aici, la muzeu. De ce ați ales să veniți la Muzeul Național de Istoria României? Dacă știm de unde venim, știm unde plecăm. Știm istoria, știm încotro mergem. Mă bucur foarte mult că românii vizitează aceste locuri și mai ales că tinerii au oportunitatea prin această întâlnire să vadă originea lor adevărată. Printre obiectivele vizitate de tineri s-au numărat și Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, Muzeul Național de Artă al României și Muzeul Național de Geologie.